fițuica nu mai trebuie. Da? Facem metoda aia noastră? Băi, Mușane, fii atent că eu vă spun. Ce să spui, bă, Dulău? Eu stau noapte și mă țin cu soția și văd că am jucat. Lăsă mă că spune și ții. Așa, da? Ca o batistă, așa. Hai că trebuie să terminăm repede, sunt multe grupe la ușă. Da? Să întâi să punem instrumentul. Ce frumos face. Așa, domnul Chestor mi-a dat întrebările în plic. Au fost la secret. Nu vă faceți probleme, sunt întrebări simple. Ce bine. Sunteți hotărâți să deveniți șef de patrulă? Da. 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 Nu acum, mă, nu acum. Asta a fost o întrebare amicală, așa, stingeți asta, că le avem pe ștoc bateriile. Hai, să nu mai pierdem vremea. Gradele vă așteaptă. Da, hai să începem cu o întrebare ușoară. Agentul Lău. Da. Am întrebat ceva? Ce da? Stinge ăla, te rog frumos. Da. Întâi dăm drumul ăsta. Nu te grăbi. Cât fac? 1 și cu 1. 1 și cu 1 face lângă 11. 11, nu? Da. 1 cu 1. Stai jos. Mai jos? Și închide ăla, ca să nu-ți dau culcat. Da, șefu, dar acum vă rog frumos să mă înțelegeți și pe mine, că am emoții. Ați făcut și cu aia, taca, 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 ca așa o face. Cam, păi n-am mai dat un examen de la grădiniță. Că ții minte și acum cum era, cu 1 U și cu 1. Adică când face 1 U și cu 2 de 1. Aaa, vezi întrebare capcană. E glumesc, bă. E clar. Trecem la agentul Bușan. O întrebare din fizică. Nu te grăbi. Ce face apa la 100 de grade? Apa la 100 de grade? A, e simplu, nu? Domnul inspector, dacă apa... deci dacă la 90 de grade face un unghi drept... Apa face la 90 de grade un unghi drept. Stai jos și pune aia pe cap. Ca să nu-ți dau și ție culcat. Agent Băban. Ordonați! Pentru tine o întrebare de istorie. De istorie? Ai 15 secunde. Cine l-a omorât pe Mihai Viteazu? Pe Mihai Viteazu... șeful... Eu n-am mai fost la criminalistică, dar eu cred că... eu mă duc, iau amprentele, măsor locul și dau cu cretă de-aia, contur... Pui, mă, lui Mihai Viteazu. Păi lui Mihai Viteazu, stinge aia. Stinge aia și stinge și ce în capul ăla, că n-ai nimic. E clar, sunteți la egalitate deocamdată. Trecem la o întrebare care să vă departajeze. Atenție! Ce este mai mare, viteza luminii sau viteza sunetului? Am! Eu! Dulău! Am apăsat primul! Viteza sunetului, șef. De ce? Pentru că eu când dau drumul la televizor, prima dată se aude sonorul și după aia apare imaginea. Bă, Băban! Știu! Zi. Șeful, e mai mare viteza luminii. Bravo, de ce? Păi, eu când dau drumul la stație, prima dată se aprinde beculețul și după aia vă upă dumneavoastră cum mă înjurați. Nu, nu e. Acum este în jur și acum, dar ascultă alții la ușă aici. Măi, Bușane, după cum mă privești, tu ești băiat deștept. Ia zi tu, mă, care este mai mare, viteza luminii sau viteza sunetului? Adi, domnul inspector, faceți mișto de mine, ce naiba? Zi! E clar, aluminii. Bravo, bă, Bușane! Ia argumentează tu, mă! Păi... păi când trăznește, nu vezi întâi fulgerul și apoi auzi trăznetul? Excelent! Excelent, agent Bușane! Cred că se prefigurează nou șef al patrulei. Atât vreau să-mi spui.
Din ce motiv se întâmplă asta? A, nu, păi știu. Păi pentru că ochii sunt în fața urechilor. Uite, cam cu atât. Băi, mă scoateți din răbdări! Mă scoateți din răbdări! Ce mă fac eu cu voi? Am primit o circulară de la domnul Chestor care spune așa. Unde scrie? Scrie că unul din membrii patrulei trebuie avansat, băi! Trebuie unul să fie șef dintre voi. Asta este. Dar voi vă distingeți prin... Știți prin ce? Ia să vedem! Da, știm! Nu știți, băi! Știți prin ce vă distingeți? Prin prostie! Cum să vă departajezi? Cum să vă departajezi dacă... Apropo, sunt toți membrii patrulei aici? Băi, șeful, băi, nu sunt toți, că dacă îi zice patrulă, sunt patru. Nu sunt decât trei aici. Păi și cine lipsește? Șeful, lipsește agentul De Niro. E la ușă, așteaptă și el să intre la examen. Păi să intre, mă, agentul De Niro, îl țineți la ușă. Șeful, vi-l prezint pe agentul de Niro. A, el este agentul De Niro? Da. E membru al patrulei? Da, e membru al patrulei, pentru că, știți dumneavoastră, o patrulă trebuie să aibă 12 clase. Deci noi suntem, așa, 3 ori 4, 12, și cu limba străină e De Niro. Da, stai, mă, dacă este membru patrulei, uite ce scrie la regulament. Regulamentul spune că toți membrii patrulei trebuie să dea testul. Ia să vedem. Asta e. Să dea testul și De Niro? Păi da. Agent De Niro, cât face 1 plus 1? Băi, extraordinar! Extraordinar! Agent De Niro, mai am o întrebare. Cât face 1 plus 2? Extraordinar! Îmi scot cascheta în fața unor răspunsuri atât de inteligente. Acum este clar cine a luat testul și cine va fi noul șef al patrulei. Cine? Acesta este agentul De Niro. Felicitări! Ia uite un câine cu trei organe. De ce zice, mă, ăștia că șeful are trei organe? Ia! Ia, stați, mă, puțin. Șeful! Șeful, permite? Băi, Dulău, băi, Dulău, tu profiți de faptul că te cheamă Dulău și vrei să ai familiarisme cu șeful? Băi, mă, Bușane, asta e acum, dacă e nou gradat, înțelegi și tu ca oamenii, nu? Da? Da. Parcă zice ceva. Ce zice, mă? Ce zice, mă? Aoleu, ce a zis, mă? A zis culcat. Culcat? Ce zice, mă? Șeful, mai stăm? Mai stăm, șeful? Ce zice? A zis drept. Drept! Haide-mi! Și acum ce? Culcat. Ce zice? Acum am... A zis drept! A zis la prima dată. Nu, mă, a zis culcat, mă! A zis drept, mă! Știu, mă, când a zis prima dată. Acum a zis culcat. Nu e, mă, că... Deci când zice hau, hau, e culcat. A doua oară este drept. Șeful, mai stăm? Drept. 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 Unde a plecat? Șeful! Păi da, ordinul ăsta l-ați mai dat așa cu o oră! A, nu, șeful, nu, mă, iar! Nu, nu te împinge, că ai loc! Șeful, mai stai mult? Mai stai mult, șeful!